Reeditarea romanului Animale bolnave de Nicolae Breban mi se pare un eveniment, evenimentul săptămânii. Am citit romanul acesta, cred că pe la jumătatea anilor 70. Îmi amintesc și acum impresiile de lectură, starea de atunci. Îl consider în continuare unul dintre cele mai bune romane ale literaturii noastre. Și un eveniment pentru perioada aia cruntă a comunismului, când Animale bolnave cred că a fost primul roman care vorbea despre esența societății comuniste.